Explorări necesare. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Psalmii 139:1. În vremurile noastre, conceptul de cercetare este asociat adesea cu cercetarea științifică și tehnologică. Însă, din punct de vedere spiritual, acest cuvânt prezintă o semnificație mult mai profundă. Acest pasaj biblic poate fi aplicat atât în context medical, cât și spiritual. Din punct de vedere medical, poate fi interpretat ca o metaforă a modului în care organismul nostru funcționează. Cu ajutorul tehnologiei moderne, medicii pot studia fiecare detaliu al corpului nostru, cercetându-ne în profunzime. Acest proces oferă medicilor o imagine clară a stării de sănătate a pacienților și permite descoperirea oricăror afecțiuni medicale. Din perspectivă spirituală, cercetarea include dezvoltarea unei relații apropiate cu Dumnezeu. La fel ca medicii, Dumnezeu ne cercetează și ne cunoaște în profunzime. El ne cunoaște gândurile, sentimentele și intențiile inimii noastre. Acest lucru poate fi văzut ca o binecuvântare, deoarece ne oferă șansa de a ne reconecta cu Dumnezeu și de a ne deschide în fața Sa. Această cercetare se poate realiza atât prin rugăciune, cât și prin citirea sau meditarea asupra cuvântului Său. Procesul poate fi uneori provocator, istoria lui Iov fiind un exemplu relevant. Iov era un om foarte prosper, dar în cele din urmă a fost lovit de o mulțime de necazuri. El și-a pus o mulțime de întrebări cu privire la aceste lucruri. În urma acestei cercetări, Iov a realizat că Dumnezeu l-a cercetat înainte de a-i permite să sufere. A înțeles că Dumnezeu știa deja adevărul despre el și avea un plan mai mare pentru viața lui. Când ne cercetăm pe noi înșine, dezvoltăm o relație mai apropiată cu Dumnezeu și ne putem baza pe el atunci când întâmpinăm greutăți. În loc să încercăm să ne descurcăm singuri în problemele vieții noastre, ne putem întoarce la Dumnezeu și îl putem cere ajutorul. El ne cunoaște în profunzime și știe ce este cel mai bine pentru noi, oferindu-ne sentimentul de pace și siguranță. Luați-vă timp să vă conectați cu Dumnezeu și să înțelegeți modul în care El vă conduce pas cu pas în drumul vostru.